Dumnezeu are astăzi un mesaj pentru tine special, numai și numai pentru tine. O să vreau să mă ascult cu atenție, pentru că acest mesaj l-am primit acum, fix acum, și vreau să ți-l spun. Dumnezeu a văzut suferința ta, Dumnezeu te-a văzut și Dumnezeu a ascultat rugăciunea ta și a văzut toate lacrimile tale, tot ceea ce tu ai vărsat pentru această persoană și nu numai, ci pur și simplu și pentru viața ta, pentru că ajunsese într-un punct în care începuse efectiv să-ți fie milă de tine. Într-un fel sau altul, te-ai sacrificat întotdeauna pentru cel de lângă tine. Într-un fel sau altul, pe parcursul vieții tale, ai dat din toată plinătatea ta, ai dat din tot ceea ce tu aveai mai bun. Și dacă ești aici, te afli pentru că tu ai un soi de cunoaștere pe care știi foarte bine că trebuie să o împărtășești cu ceilalți. Însă întotdeauna când vorbim despre aspectul ăsta, există și riscuri. Iar riscul cel mai mare este acela de a nu fi înțeles. Tu îți pui părerea, tu verși această cunoaștere, vii cu opinia ta și îți dorești ca oamenii să te înțeleagă și ca oamenii să înțeleagă ceea ce tu spui acolo și parcă te lovești de un zid. Nu trebuie să renunți la a mai face chestia asta, ci pur și simplu trebuie să înțelegi că acest mesaj al tău, că felul tău de a fi, personalitatea ta și misiunea cu care ai venit aici este necesar să fie îndreptată doar către anumite persoane. Nu-i poți salva pe toți și nu este asta treaba ta, ci vei avea în viața ta oameni care vor veni și pe care tu îi vei simți că într-adevăr sunt acei oameni ai tăi pe care trebuie să-i ajuți și către care trebuie să te îndrepți. Vroiam să-ți spun mai devreme legat de acest sacrificiu, da? Pentru că simt aici energia unui apostol în această lume. Tu ai făcut și până în momentul de față această misiune de apostolat. Fie că ai scris cărți, fie că ești, nu știu, o persoană importantă în domeniul acesta spiritual, te-ai născut pentru asta și, repet, ai dat oamenilor întotdeauna ceea ce ai avut tu mai bun. Întotdeauna ai încercat să pui adevărul pe primul loc și te-ai dat pe tine și te-ai pus pe tine pe ultimul loc, punându-i pe ceilalți în fața ta, încercând să le arăți de fapt care este adevărul. Exact așa s-a întâmplat și în această ultimă relație pe care tu ai avut-o. Această persoană, prin tine, urma să își schimbe viața. În mod teoretic, urma să facă ceva cu viața lui sau cu viața ei. Numai prin simpla ta prezență alături de persoana respectivă, trebuia ca conștiința persoanei respective să se ridice și să te vadă pe tine exact așa cum ești tu, în lumina ta și în cunoașterea ta. Pentru că lucrurile nu au mers așa cum voi v-ați dorit să meargă, aveți aici diavolul, 10 de spade și 7 de cupe și asta înseamnă că pe tine persoana asta pur și simplu te-a drenat de energie. Persoana asta a devenit în timp o persoană extrem de toxică pentru tine. De ce? Pentru că tu ești o persoană empată. Și ți-am spus că am acest mesaj de la Dumnezeu pentru tine. Și poți să crezi, poți să nu crezi. Dumnezeu a văzut toată această suferință prin care tu ai trecut. Dumnezeu a văzut aceste 7 de cupe, aceste speranțe ruinate și aceste planuri ruinate pentru simplu fapt că celălalt nu te-a înțeles, nu a putut să vadă ceea ce ești tu. Și pentru că a fost un ultim test, cum am mai spus în ultimul clip pe care l-am făcut de genul acesta, că testul a fost pentru persoana cealaltă și nu pentru tine, din momentul acesta ție ți se deschide o nouă cale. Și nu mai vorbesc despre vindecare aici și nu mai vorbesc despre faptul că cineva va veni să te facă pe tine să înțelegi de fapt ce s-a întâmplat acolo. Acea persoană a încercat să te oprească într-un mod inconștient din drumul tău și din misiunea ta, neînțelegând ceea ce tu de fapt faci și care este de fapt misiunea ta, pentru că acea relație, în primul și în primul rând, trebuia să fie una spirituală, după care una carnală. Mesajul ăsta poate să fie unul profetic,
sau nu, nu știu, habar nu am, îmi lași în comentarii pe parcursul timpului, însă Dumnezeu în luna iulie va schimba viața ta. Se va întâmpla ceva în sufletul tău, în conștiința ta, ce va duce la această schimbare, la această versiune a ta mult, mult mai bună. Știu că încă visezi persoana respectivă. Subconștientul tău încă descarcă anumite informații. Știu că ți-ai dori poate sub o formă sau alta să se întoarcă la tine pentru că există această conexiune energetică, spirituală între voi doi. Posibil să fi fost într-adevăr suflete pereche. Însă degeaba dacă unul dintre voi doi nu a înțeles acest lucru. Așa cum îți spuneam, tu intri într-o altă etapă. Nu poți pierde ceea ce tu nu ai avut de fapt niciodată. Ai acest 3 de bâte care arată pentru tine cărarea, noul Ierusalim, noul drum și noua călătorie pe care tu o vei face începând de acum încolo. Asul de bâte, o șansă către noi acțiuni, o șansă într-adevăr de a te revitaliza, de a te pune pe picioare, de a face ceva cu corpul tău, de a înțelege din punct de vedere spiritual că nimic nu este pierdut și că de fapt acea persoană a pierdut și faptul că te-a pierdut pe tine, asta este cumva cea mai mare karmă pe care acea persoană o poate primi, lipsa prezenței tale. Dumnezeu vrea ca tu să crezi în tine. Pentru că și atunci când tu nu crezi în tine, crede El în tine. Cineva tot crede în tine. Însă, teoretic, tu ar trebui să fii primul care crede în El. Ai 4 de monede și valetul de monede. Începe ceva nou. Să ai un hobby de-al tău. Ieși din zona asta de confort și ieși din această teamă că ai putea să pierzi chiar și ceea ce ai în momentul de față oricând. Desigur, nimic nu este pentru totdeauna și nimeni nu ne poate garanta vreodată că ceea ce avem astăzi vom mai avea și mâine sau poi mâine. Dar tu nu trebuie să trăiești cu gândul acesta, ci tu trebuie să te rogi în sinea ta, în fiecare zi, ca Dumnezeu să-ți ofere acel sprijin, acea pace și acea liniște sufletească, astfel încât tu să-ți poți duce misiunea la bun sfârșit. Probabil mesajul ăsta este pentru oamenii aleși, for the chosen one, cum le spun eu. Sau poate nu, poate este pentru mai mulți dintre voi, nu știu. Dar mesajul ăsta pe care l-am primit, acela că Dumnezeu te-a văzut și că Dumnezeu îți este alături și că El va schimba viața ta și va face o minune cu viața ta, este cât se poate de adevărat. Nu-ți mai pune niciun fel de autodiagnostic. Că sunt depresiv, că am asta, că am asta, că eu nu pot. Înțelegi? Pentru că tu singur te condamni. Nu ai absolut nimic. Nu mai crede în nimic și crede în același timp în tot. Sunt sigur că unii dintre voi mă vor înțelege, dacă nu toată lumea, mă vor înțelege oamenii care au nevoie să mă înțeleagă și care trebuie să mă înțeleagă. Ideea este în felul următor, atâta timp cât tu spui despre tine niște lucruri, că ai aia, că faci aia, că treci prin asta și așa mai departe, pur și simplu te autoblestemi. Și Dumnezeu nu își dorește asta pentru tine. Am trecut de la această eră și etapă în care vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, am trecut la Îl cunosc pe Dumnezeu, conștiința, eu, cine sunt eu. Eu îmi fac singur viața. Eu decid singur pentru mine, nu aștept niciun ajutor din partea niciunei persoane. Iar dacă este să-mi vină vreun ajutor sau dacă este să îmi doresc ceva, îmi doresc prin Dumnezeu și ajutorul va veni de la El. Această persoană încă te iubește, această persoană încă are sentimente pentru tine, dar este foarte rezervată, este frică. Este frică să vină spre tine, este frică să-ți trimită un mesaj pentru că știe că va fi refuzat, nu știe cine este în viața ta sau dacă este cineva în viața ta. Însă, astăzi este așa, mâine este altfel, adică se gândește ce să fac, să-i trimit, să nu-i trimit, însă mergi înainte. Ai acest 3 de monede care arată noua construcție și faptul că tu te îndrepți către ceva mult, mult mai stabil. Nu mai accepta minciuni, nu mai accepta manipulări, pentru că fiecare primește ceea ce merită. Te rog să ai grijă de tine, salvează scripul acesta pentru că, repet, în luna iulie viața ta se va schimba. Îți mulțumesc!